E mare, e mare, nu? Mai mulți pompieri au montat un scripete deasupra puțului. În interior, cățelușa schelălăie. Salvatorii se chinuie să o scoată până nu suferă răni mai grave. Proprietarii au alertat autoritățile după ce Sasha, cățelușa de 5 ani, a căzut în puțul adânc. O autospecială a intervenit în cartierul Găvana din Pitești. La prima încercare, pompierii nu au reușit să o scoată pe Sasha. Au cerut un alt echipament să poată să coboare în condiții de siguranță. Gata? Ușor, 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 ușor. Să vină stăpâna, să vină cine ia. Gata, lăsați-l. O pătură ceva, doamnă. Cu ajutorul dispozitivului de salvare din medii ostile, câinele a fost scos în viață și predat proprietarilor.